Detergentul este astăzi prezent în fiecare gospodărie, fiind utilizat pentru spălatul vaselor, hainelor și locuințelor. Este promovat ca fiind indispensabil în lupta cu murdăria. Totuși, așa numitul de ecologiști o travă cu acțiune lentă, e cea pe care o absorbim prin căile respiratorii, piele, prin aparatul digestiv, unde mai pui că și ambalajele produselor sunt din plastic, ceea ce contribuie la poluarea constantă a mediului înconjurător. Există însă în Chișinău un loc unde produsele pentru curățare sunt vândute la kilogram și litru, iar ambalajele refolosite. Un loc care se vrea a fi prietenos cu natura înconjurătoare, dar și cu sănătatea și buzunarele consumatorilor. Deoarece sănătatea pielei este importantă, fiecare mamă va alege cu grijă soluțiile igienice pentru copilul său. Este și în cazul Victoriei Marta, o tânără mămică care a transformat necesitatea personală într-o pasiune profitabilă. Am căutat un detergent potrivit pentru necesitățile familiei noastre. Văzând că am și o fetiță care se confruntă cu dermatita atopică, avea nevoie de un detergent de rufe mai delicat cu haina și respectiv cu pielea. Este un concept nou și produsele, în afară că se vând în vrac, produsele sunt și biodegradabile mai mult de 90%, respectiv prietenoase cu ambientul, dar și prietenoase cu pielea, cu corpul nostru, pentru că ele nu conțin nichel, nu conțin fosfat. Fațe, sunt hipoalergenice. Deja văd rezultatul însuși pe singur familia noastră. În magazinul Victoriei vedem un amalgam de culori și mirosuri plăcute, dar totodată și prietenoase cu mediul înconjurător. Noi avem, începând de la detergenți pentru rufe, balzamuri de rufe, săpun de mâini, gel de duș și igienă personală, până la anticalcar, acid rosturi, inox, odorizante, avem pentru baie, soluții de înălbire pe bază de oxigen activ, care, apropo, este un produs ecologic și recomandat pentru hainele copilașilor, pentru care sunt predispuși la alergii. Chiar am vrut să vedem o statistică cât reciclăm noi lunar. Din luna iulie, de exemplu, doar luna iulie, noi am numărat, sunt 468 de ambalaje care clienții s-au reîntors la noi, le-au reumplut cu detergenți. Vă imaginați acest număr de sticle, cum aveau să arate la urna de gunoi. De obicei, clienții vin cu ambalajele lor, le reumplim aici, dar pentru clienții noi oferim noi vase, avem de unic folosit și reutilizabile, pentru a fi mai puțin plastic, deci mai prietenoși cu mediul, mai puțin poluant și respectiv, pentru că mediul care locuim, aceea suntem noi. Victoria Marta este aici alături de noi și în scurt timp vom vorbi despre beneficiile acestor produse. O să realizăm și un experiment prin aplicarea pe o pânză a câtorva substanțe care cauzează cel mai des pete în condiții casnice și astfel o vom vedea cum se descurcă lichidele biodegradabile cu ele. Deci așa, avem aici ulei, cafea și vin. Și pânze albe pe care vom aplica câte o picătură din fiecare în această soluție să vedem cum se descurcă detergenții noștri. Da, Victoria? Da. Hai să vedem. Începem cu cei mai strașnic. Toate zvesele. Toate, da. Nu este nicio pată strașnică. E important să știm a le pretrata corect. Avem uleiul, da? Acasă, da. De obicei știu că cum am scăpat ulei pe o pânză, pun sare. Sare. Funcționează și sarea sau, în cazul dat, noi vom folosi degresant. Care din aceste soluții? Iată, noi aici avem degresantul. Eu prefer, ok, în cazul ăsta avem din citrice, dar prefer să-l folosesc special alb marsilia sau lavandă. Însă, oricare funcționează la fel de bine. Așa. Deci degresantul funcționează și pentru petele de la mâncare, sosuri, creme solare, make-up, adică tot ce e gras. Tot ce e gras, da. Da. Și aplicăm pe pată, da? Exact, da. Așa, în astfel ca să o acopere, trebuie să lăsăm pentru 10-15 minute să acționeze. Dar pentru fiecare soluție care le avem, detergentul este diferit sau același detergent pentru toate petele?
De exemplu, pentru vin, pentru cafea. Deci, noi trebuie să diferențiem pietele. Sunt piete grase, piete slabe și piete mixte. Pietele grase, ceea ce presupune, cum am zis anterior, cele de la creme solare, alimente, sosuri, make-up, ele presupune degresantul. În cazul când sunt piete slabe, ceea ce presupune doar vin, un fruct, folosim aditivul pe bază de oxigen activ, la noi îl avem aici, iposanul. Pentru piete combinate, pentru că avem și astfel de la transpirație, aceasta este o pată de la deodorant și transpirație, presupune și degresant și iposan, adică în combinație împreună. Ai pomenit de vin inițial. Sunt frioase și cu miroase ele. Hai să vedem cu vinul. Iposan, da. Da, în cazul acesta vom folosi doar iposanul, adică acest aditiv pe bază de oxigen activ. Noi vedem și imediat. Chiar imediat își face, da, își face efectul. Efectul, însă trebuie să acționeze circa 10-15 minute. Dar nu rămâne o pată, nu știu, de contur? În unele cazuri, anumite pete poate să lase o pată de contur, adică urma, dar și pentru aceasta atunci? Avem percarbonatul de sodiu. Acesta este un aditiv pe bază de oxigen activ, iarăși, de scoaterea pietelor, igienizant și înălbire. Adică el fiind pus în mașina de spălat la 60 de grade, el îndepărtează absolut orice urmă de pată și, în plus, efectul și de înălbire. Dar noi îl recomandăm la 60 de grade. În cazul când sunt haine care ele nu pot fi spălate la 60 de grade, atunci noi punem la 40, dar e de recomandat să fie un ciclu lung. Pentru că el se dizolve, da, sunt ciclu lung ce presupune, nu mai scurt de o oră jumătate. Mm-hmm. Hai să folosim și cafeaua. Ce detergenți solubili ai în pe bază de soluție, da, ai la tine în magazin? Tot, începând de la detergent lichid de rufe, balzam de rufe, detergent manual de spălat vasele, și pentru igiena personală săpun de mâini, gel de duș, șampon, balzam de păr, care pot fi procurate la kilogram. Și nu sunt reticenți consumatorii? Prima dată, da, ne spun clar că aveam dubii la calitatea lor, adică fiind în butelii, pentru că nu sunt obișnuiți clienții să vină să procure cu așa concept, dar odată testate, deja a doua oară vin și spun, unica frică noastră, deja să păstrați aceeași calitate pe care o avem acum. Mm-hmm. Și, deci așa, așteptăm cât ai zis? 5... E suficient, nu? A trecut 10 minute. 5. 5. Hai să încercăm. Avem aici un bol cu apă fierbinte. Da? Da, putem să-l punem aici. Da. Nu-i nevoie ca să frecăm? Ar fi să... de dorit, da, și cu un pic de detergent, de rufe. Ah, de care detergent? Care l-aveți tot? Asta e, da? Da, 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 acesta este un universal și s-ar putea... Hai. Să le facem așa, că la pune. Carte, ca să da. Vedem... Da. Aici punem, da? Da, da, da. Da, bicarbonatul unde să punem? La mașina de spălat aici. E suficient? Cred că da. Aha, punem așa, da? Da, da. Așa, și frecăm cu mâna, da? Da. Când mașina își face treaba, spălăm mașina... Spălăm cu mâna. Mai bine. Probabil trebuie lăsat și mai mult timp. Dar oricum avem rezultat foarte bun. Conturul cu percarbonat. Dar este ideal dacă ai pus, iată, această cârpă, da? Și punem percarbonat. Și dacă turnăm apă fierbinte direct pe ea, se vede chiar și efectul ăsta efervescent. Și cum... Uite că acolo din pata de vin a mai rămas foarte puțin. Da? Da, bine. Are nevoie și de timp ca să... Dacă punem aici bicarbonat? Percarbonat? Apa e călduță. Aha, aha. E nevoie de apă mai fierbinte, da? Da, da, da. Cât de des consumatorii vin cu peturile lor de acasă? Pentru că am înțeles că asta și e conceptul magazinului, da? Mai puțin plastic, exact. Mai puțină toxicitate pentru în mediu. Pentru prima dată ei vin ca să testeze și iau ambalajele noastre. A doua oară deja când se prezintă vin cu vasele lor. Și vreau să menționez că deja numărul lor este în creștere și mai puține deșeuri de plastic avem. Pentru mediu e ceva foarte salutabil. Da, pentru că e ceea ce ne înconjoară, aceasta suntem noi. Și cât mai puțin plastic, mai puține deșeuri. Da, la preț, comparativ cu detergenții care avem clasici pe piață? Sunt mai economi pentru clientul, achetă doar pentru produs, nu și pentru ambalaj sau marketing, etichete. Dar putem folosi detergenții ăștia fără ca să folosim mănuși? Sigur. Uite cum fac eu, de exemplu. Sigur, acum. Da, da, pentru că sunt biodegradabili. Avem linia profesională, uite, acolo este nevoie de mănuși. Este un degresant mai puternic, soluții pentru rosturi, acid rosturi. E, voilà. Au dispărut?
Da. Eu am să încerc cu pata de cafea. E nevoie la pata de cafea să mai adăugăm careva din soluții? Detergent de... Tot detergentul, așa, da, tot ăsta. Da, da. Mm-hmm. Ne facem Livia gospodine. Putem adăuga și un pic de percarbonat, vedem în cazul ăsta. Vedem dacă reușește să dizolve, pentru că noi... Așa. Mă cărcătești de puțin. Imediat apa își schimbă culoarea. Simt că pata de cafea iese foarte ușor. Dar... Chiar și dacă e uscată, oricum funcționează. Chiar și... vreau să te întreb, aceste sunt niște pete proaspete, da, dar da. Nu întotdeauna avem posibilitatea să aplicăm nici detergenți pe petele proaspete. Cineva ar putea spune de acasă, ei, că pata cum e făcută? Nu, nu. În cazul dat, noi explicăm foarte bine clienților, pentru mai întâi de toate le explicăm cum se diferențiază petele și cum se efectuează pipași corecți. În cazul când petele deja sunt vechi, la fel aplică ceea ce am aplicat și noi, procedura, doar că în mașina de spalat, de la 60 de grade sau 40, cum am zis, cu percarbonat și la siguranță dispar toate petele. Scăpăm de pete? Da. De câte ori putem reutiliza acest ambalaj? Atât timp cât... Nelimitat. Da. Foarte repede s-a evaporat pata de cafea. Nu știu voi dacă o vedeți, eu nu mai văd. Chiar pare să și... Care mai sunt avantajele acestor produse? Biodegradabile, prietenoase cu natura, cu mâinile noastre, cu pielea noastră, da? Exact. Și nu conțin nichel, fosfat și sunt hipoalergenice. Adică... Dar... Poți folosite și pe hăinuțele bebelușilor? Exact. Avem chiar și linia baby, mm-hmm, care nu conține culoare, miros, parfumuri. Dar la cantitatea care o folosim pentru o singură dată, facem economii sau... Da, de la 50 la 80 de mililitri de produs, în dependență de duritatea apei și câte kilograme de haine sunt în mașina de spălat. Clar. Rămân curate, ușor parfumate. Îmi place că nu este un, eu dacă am cu mirosurile, nu este un miros foarte deranjant. Mirosea curat. Da, mâinile mele s-au uscat, dar nu am senzația de mâini uscate. Știi cum de obicei se întâmplă după ce speli cu detergent obișnuit. Am aflat și noi ceva nou, util. Conștient, zi de zi, fiecare dintre noi contribuim la contaminarea apei cu detergenți. Chiar dacă apa trece printr-o stație de epurare, substanțele chimice periculoase ajung în mediu, infectând apele și solul. Și pentru că râurile sunt principala sursă de apă pentru irigarea culturilor agricole, toți acești detergenți ajung și în legumele și fructele de pe masele noastre. Cred că este un moment în care se merită să reflectăm și să ne gândim cu adevărat. Victoria, îți mulțumim pentru informații. Cu drag, plăcere! Sănătatea și bunăstarea oamenilor sunt strâns legate de starea mediului. Mediile naturale de bună calitate ne oferă aer și apă curată, pământ fertil pentru producția de alimente, energie și materie primă pentru producție. În același timp, însă, mediul reprezintă și o cale importantă de expunere a oamenilor la aer poluat, la zgomot și la substanțe chimice periculoase, pe care tot noi, oamenii, le aruncăm în aer și ape. Trebuie să fim mai responsabili, în primul rând, pentru sănătatea noastră. Toate bune!